295. 295. Trage! Nu vorbea cu dumneavoastră. S-a sfârșit deja meciul. 295. Cum, 295? Doar atâția mai suntem. 296. Aoleo, e cazul să-mi iau picioare la spinare, că imediat ajunge la noi. De ce ai stat așa la urmă, domnule? N-am avut timp să vin. Hai să vedem, poate în tine, speranța românului. Ia ciurui, da. Speranța românului spartan și nu vorbesc de Dinamo Vișteici. Vorbesc de ăștia 300 care mai speră încă. M-am adresat copiilor de la baloane, peștilor. Avem nevoie de arme secrete. Acum! 297 la rând. Aoleo, George! Aoleo, George! Aoleo, Claudiu, urmăm noi. Asta, ăsta e adevăratul aoleu. Go! Hop! Îți mulțumim frumos și ție. Peste așteptările mele, cel puțin. Băi, noi v-am chemat ca să-l bate, mă! 298. 298. Repede sau încep? Go! Oricescu n-a fost atent la faza asta, dar n-a reușit să-l surprindă. Adică, mai avem încet, extraordinar. Extraordinar. Era la 298 să pecească, n-a fost atent. Dar n-a fost să fie. A zis ea să facem încet. Ne păstrăm după cei 300 o armă secretă. Este vorba despre Rusu, care poate o să-l pună pe Oncescu. Go! Pentru că... Ia! No! 299. Arma noastră secretă este Rusu. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, a sosit la masă concurentul cu numărul 300! Vrem! Stai! Înainte să începi, salut, cum te numești? Marin. Marin. Un cadou din partea lui Oncescu în primul rând, da? Marine, vreau să spun că ești ultimul concurent. Marine! Băi, în tine stă toată speranța. Uită-te în jur ce e aici. Nu te înjur, nu te înjură! Uită-te! Vă să vă dezamăgeți pe niciun! Sunt mii de oameni care te urmăresc și ești ultimul deocamdată! Hai, încurajați-l! E ultimul din 300! Aplauze pentru el! Marin! Hai de toată lumea! Să vedem dacă Marin reușește să ne salveze onoarea! Ia! Da? Imediat! Avem și un anunț, o să-l facă chiar Oncescu, ia să vedem ce se întâmplă. N-am auzit. Dacă Iron Oncescu va câștiga acest meci. Am înțeles că o să-i fie asigurate brațele, nu? O să-i fie asigurate brațele, fiindcă nu există niciun risc și s-au hotărât cei de la asigurări să-l asigure. Am înțeles. Dar suma nu aflăm? N-am înțeles, însă... Suma! Contra cărei sume? Cât domnul arbitru, cât costă brațele celui mai bun om? E concentrat arbitru, o să aflăm după. La Scandenberg din lume. Niște milioane, nu? Numărul 300 se pregătește, este ultimul din armată și apoi arma secretă Rusu. Este ultimul soldățel. Haide! Wow! Când era omul să-l pună mai hotărât a doua oară, a venit furtuna, nu? George! Ultimul om din luptă! Dar nu cel mai mic! Strict show! Să par la sfârșit, doar așa să ne distrăm puțin. Acum o să vadă ce înseamnă sport. Luați-i mâna! Doamnelor și domnilor, puteți da drumul... Puteți da drumul aplauzelor, pentru că cei 300 au fost deja înviși! Iron Oncescu! Iar eu pot să fiu surprins. Ce se întâmplă acum este în afara concursului. Îl felicităm. Atenție, Rusu a zis că ar fi cazul ca Oncescu să se pună cu un sportiv adevărat. Ultima șansă, arma secretă. Ultima șansă a echipei noastre. Numărul 301, da, Rusu versus Oncescu. Un sportiv foarte puternic. Arturis. Ia să vedem. Ne-a omorât pe 300! Dă-i rusule! Dă-i o rusească! Rusu a zis că ridică 10 de tone la antrenament și că acum rusească, este cazul ca Oncescu
să vadă ce înseamnă un sportiv adevărat. Ia să vedem ce se întâmplă. Cel mai tare meci al zilei. Oncescu versus Russo. Arma secretă a celor 300. Luptă! Ia să vedem. Comprendete! Russo rezistă. Oncescu totuși îl împinge destul de tare. Și... aplauze pentru Ion Oncescu! 4-ul campion mondial! Cel mai puternic om din lume! La Skanderberg a distrus 300 de spartani astăzi. Mai e vreun profesionist? Mai e vreun profesionist? Unul dintre ăștia buni? Ne-a distrus toată echipa. Ușă din masă, Gheorghiuca! O să ne întoarcem imediat să vedem și un interviu cu Ion Oncescu, să vedem cum a fost toată ziua asta, cum a trecut prin concurenții, dacă a avut perioadele în care a obosit și așa mai departe. Și acum un alt meci în afară din concurs. Emisiunea Alarma, dacă tot a venit până aici, să conducă armata. Da, uite-l cum mărie! Se bate și cu Oncescu! Ion Oncescu! Versus George Vintilă de la Alarma Pro FM! George luptă pentru noi! Haide, George! Elevul meu, cel mult cel mai bun vreme. Are și George ceva forță, să știți! Dă-i la operație, Georgică! Să vedem ce se întâmplă! Haide, George! Pune-l pe Oncescu! Termină-l! Nenorocește-l! Urcă de pâl! Claudiule, stai vino aici! Vină pe partea aia altă! Gândi-l! Împinge-l aici, hai!